Extrem de bucuros că mă aflu alături de voi. Nu sunt un specialist la întâmplările astea care țin de selfie și pentru că vorbim de specialiști, vreau să... și limba germană este, nu-i așa, din ce în ce mai prezentă în inimile, mințile și conștiințele noastre de români. Vreau să salut divizia de Blonden Panzeren pe care cu atâta dibăcie reușit să o aduci în studio. Am o întrebare. Aceasta este... ce băutură este nelipsită la o petrecere cubaneză? Hai că e bună, hai că e bună, dar e și ușoară. E bună. Hai, e ușoară, Adrian. E aceleași întrebări. Ce băutură are cu panțerele în engleză? Păi blondele alea așa că nu știu, tancuri, adică perfecte cum ar vedea, nu exagerăm. Are chileanul un fix cu panțerele în engleză. Are el, are. Măi, fraților, cunoscătorii știu. Domnul, dar îmi dați mie, colegii mei. Pentru conesări. Da, dar le conesări, da. Și eu mai degrabă niște trotinete decât panțere. Fiți atenți, Adrian, la o petrecere cu baneză. Dați-mi voie să... știți de ce? Fiind un conosor al țării respective, unde se fabrică această licoare extraordinară din 300 de zahăr de... Și acolo ai fost? Calitate superioară, da. Ai chiar fost anul, acolo? Anul trecut am în fost. În Cuba? Anul trecut am fost. Da, bravo, l-am cântat la 300 de zahăr. Am fost invitat de către domnul Marius Bizer, președintele Federației Internaționale de Judo, să cânt la un Grand Prix. Era singur sau mene? Da, și cu Irina, era și Irina, bineînțeles. Așa, știi că... Da, dacă era Putin, am înțeles. Cu cine? Nu, dar să vă spun cine a fost. Noi avem niște prieteni comuni. Niște prieteni comuni. Adică domnul Marius Bizer, care este prieten cu domnul Putin, care este prieten cu domnul Trump. Donald Trump. Da, sunt și gașcă. Gașcă. Da, iată-mă și pe mine pe acolo. Suntem între prieteni. Și m-au privit vreo 128 de țări la Grand Prix-ul acela, adică televizat, da? Și bineînțeles că în timpul... l-a cunoscut și pe băiatul cel de-a cincilea al fiului Castro. Antonio Castro. Să fie la el. Sinte cu Marius Bizer, nu? Da, mă, nu, să fie la el acolo în țară. Și acolo, fii atent, Marcel, băutura la petrecere. Băutura, deci aici aveți, aveți auzo, nu? Văd că cidru, uzo în Grecia. Și în Turcia poate să mai fie, dar băutura aceea care se albește când pui apă peste. Zi vodka. Știi aia cu... vodka Rusia, o știi pe aia cu cidru este vin. Cu ăla care a venit acasă după 2 ani de zile și a spus nevastă asta, fii atent, mă uit în ochii tăi. M-ai înșelat, nu. Bă, m-ai înșelat, nu. Fii atent, am o băutură atât de la vrăjitoare. Și fii atent la noapte, dacă pun apă peste aia să albește, înseamnă că m-ai înșelat. Vine la cu tare noaptea, pune aia, pune apă să albește, la care aia... iartă-mă, odată cu Costel, atent. Aviz amatorul, nu luați uzo în casă! Nu luați uzo în casă! Uite-te cu Costel așa! Uzo, Grecia, vodka... Vodka paruschi, să știi, așa că eu sunt dominat de către... Deci uzo ar fi o replică grecească. Ziceți-mi care e ăla din Cuba. Cu romul ăsta, cu romul ăsta, cum este? Cu romul, de ce zice? Dar ce avem? Pentru că la fiecare petrecere îți fie un rom. Sigur că patrici! Sau mai mult rom. Eu aleg varianta B, rom. Romul! Să povestesc ceva despre acest lucru sau mai târziu. Da? Dacă Cuba, stai să vedem dacă răspunsul e corect. Uzo s-a albit, băi, Romica. Da. O dată cu Costel. Bun. Rom este, dar era logic. Fiartă la mine. Iertați-mă, iar vorbești tu, stai puțin să-ți explic. Cel mai mare băutor. Cel mai mare băutor Hemingway, vă spun eu, de rom. Iată, la un restaurant. Băi, nu se poate cu ăștia. Strigă unul. Maestre! Adrian, să plecăm, domnule. Un rom la masă, ce te-am văzut, nu trebuie mai să... Mai poți să vorbești de ei? Hai! Vorbiți, bază, voi! Auzi, bag, fii atent aici, fii atent aici. Kellner, un rom la masă. Te-am văzut, bă, nu trebuie să țin. Un rom la masă. Un rom pic, Adrian! Câte din 7, domnișoarelor, câte din 7? Nu mai vorbim nimic, am înțeles. Mirela, Ioana, Luciana, Ali, Ornela, Rașa, Bia. Un rom la masă. Te-am văzut, mă, nu trebuie. Cuba, rom. Mamă, chiar mamă. Așa, mă, fetelor, măi, frumoasă, ce ai făcut? Nu, ce e greu, nu le place romul. Da, nu le place romul. Dacă le întrebai de whisky... Auzi, a scris, măi,